Clubul Sportiv al Armatei Steaua, în parteneriat cu Asociația Conil, a organizat la bazinul Steaua o competiție în cadrul Swimathon București 2021, în vederea susținerii proiectului Conil Aquaterapie pentru copiii cu autism, având ca scop strângerea de fonduri necesare asigurării unor programe gratuite de recuperare prin sport a 100 de copii diagnosticați cu autism. Notătorii steliști cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani au concurat în echipele luptătoarelor armatei și a forțoșilor armatei. Invitat special în echipa băieților a fost David Popovici, cel mai tânăr sportiv român calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, care și-a făcut timp să dea o mână de ajutor și a devenit din elev profesor. Este o experiență foarte frumoasă, mă bucur că am putut să-i întâlnesc și mă bucur că am putut să-i ajut. Acum, astăzi, bineînțeles, dar în special cu toate donațiile pe care am reușit să le strângem și pe care vom continua să le strângem. Îmi place să lucrez cu copiii, îi înțeleg, știu cum e să înnoți, cum e să te apuci de noți. Ai văzut vreun viitor campion în apă acum? Cred că toți au potențialul de a deveni viitori campioni, dar până atunci o să beneficieze de aquaterapie în apă și asta mă bucură foarte tare. După concurs și lecția de înot, toți participanții au fost premiați de către președintele clubului Steaua, Răzvan Ștefan Bichir, și de către campioana olimpică și președinte al Federației Române de Natație, Camelia Potec. Cum îi ajută notul pe acești copii cu deficiențe? După cum puteți observa, în primul rând le oferă o stare de bine și da, cu ajutorul apei acești copii se pot face bine. Cum i-ai simțit pe copiii de la Steaua care au făcut pe profesorii acum? Eu sunt impresionată de ceea ce văd, sau mai impresionată, pentru că știam că sunt niște campioni, am văzut la competiții, îi văd că sunt în formă pentru următorul campionat național, dar am rămas mai mult decât impresionată după ce am văzut astăzi aici. După antrenament să rămâi și să te implici atât de mult, să ajuți alți copii, mie mi se pare extraordinar și aș vrea să-i felicit în primul rând pe ei pentru toată implicarea pe care au avut-o în a ajuta să găsească fonduri pentru ca acești copii să poată veni la bazin mai des. Și aș dori să-i felicit și pe părinții lor pentru educația pe care le-au oferit-o, să vede că acești copii s-au născut să fie campioni. Până la 31 iulie, cei ce simt, pot și vor să intre în valul de bine al luptătoarelor armatei sau al forțoșilor armatei pot face donații pe linkul swimathonbucuresti.ro.